32 de deputați și senatori din toate partidele politice au semnat un proiect prin care vor ca persoanele care fac donații pentru armată să fie recompensate cu deduceri fiscale și grade în rezervă. Propunerea legislativă se află în consultare publică la Camera Deputaților. Giurgiu Veni critică propunerea grupului de parlamentari. Oamenii spun că nu li se pare corect să se ofere grade în armată contra unor donații și că statul român trebuie să asigure finanțarea. Mie mi se pare o prostie, o nebunie, pe cuvânt. Gradul militar se dă pe anumite criterii, nu pe donații. Adică dacă am bani, mă fac colonel. Nu. Chiar general? Da. Nu, mi se pare ceva aberant. Sub nicio formă. De ce? Statul trebuie să subvenționeze armata, nu noi. Da, nu sunt de acord. Dacă ați avea posibilitate, ați dona? Sub nicio formă. E o prostie. E cea mai mare prostie să plătești gradul să fii general. Am văzut la televizor. Ne pare foarte rău că legile în țara asta sunt făcute pe genunchi. Nu, nu s-ar părea. Pe cuvânt vă spun, e ceva care în nicio țară din lumea asta nu s-a întâmplat la ceva. Numai asta nu mai făcuseră. În loc să ducă tinerii la armată, cum am făcut și eu și oricare își primeam o educație, grade ne lipsesc la sărăcia care o avem. Asta e părerea mea. Nu vi se pare în regulă deloc? Dar nu-i deloc în regulă, nu-i deloc. Adică toți cei care vor avea bani vor ajunge să fie general mareșal, că asta le mai lipsează. Recompensa pe care o primește donatorul crește în funcție de suma donată. Cu cât este donația mai mare, cu atât cresc avantajele financiare, cât și gradele în rezervă. De exemplu, pentru o donație de cel puțin 50.000 de euro, în anumite condiții, se poate obține gradul de general, cu posibilitatea plasării în serviciu activ potrivit legii. Vicepremierul responsabil pentru Securitate Națională, Gabriel Oprea, și ministrul apărării, Mircea Dușa, resping ideea că armata ar putea fi finanțată prin donații private.